Tânărul din comuna Samarinești nu a oprit în momentul în care un echipaj de poliție i-a făcut semn să oprească în municipiul Motru. Șoferul a fugit, însă oamenii legii l-au urmărit. Polițiștii au tras focuri de avertisment ca să-l oprească. A fost prins după 4-5 km și dus în arestul IPJ. Polițiști din cadrul poliției municipiului Motru au reținut pentru 24 de ore și introdus în centru de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj un tânăr de 28 de ani din comuna Samarinești, bănuit de săvârșirea infracțiunii de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană care nu are acest drept. Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că tânărul ar fi condus un autoturism pe raza municipiului Motru, acesta neoprind la semnalele efectuate de agenții de poliție care au procedat la urmărirea acestuia și fiind imobilizat ca urmare a executării unui număr de 6 focuri de armă, în urma cărora nu au rezultat victime sau pagube materiale. După expirarea mandatului de reținere, tânărul prins conducând fără permis riscă să fie arestat preventiv.